aș completa întrebarea ta, cum se poate ca un debut să ajungă bestseller și să câștige atâtea premii literare? Eu mi se pare că stăpânește foarte bine două limbaje și le și combină foarte bine, pentru că ea are o formație academică solidă, a studiat literatura și a studiat istoria, deci a venit cu doctorat, după care a lucrat ca jurnalist, a făcut și niște scenarii pentru scurtmetraje, că se cunoaște niște medii, cunoaște niște medii diferite și mi se pare că din fiecare a luat cam ce e mai bun. Este, are niște, romanul are niște ingrediente care stârnesc interesul aproape garantat. Este o poveste scrisă cu foarte mult suspans, cu un suspans care e dus fără exagerare până la ultima pagină. Adică dacă lăsați cartea din mână cu 3-4 pagini înainte să spuneți că bun, totul s-a lămurit, știm cam cum s-au răsturnat punctele de vedere până acum, ei bine, nu. Până la ultima pagină se tot întâmplă lucruri, secrete din trecut ies la suprafață. Această temă a secretelor din trecut cred că este una cu foarte, foarte mare potențial de interes, indiferent în ce carte ai pune. Evident că e foarte important și cum o scrii și cum reușești să păstrezi cititorul în poveste, iar ea mi se pare că a excelat la capitolul ăsta. Apoi este o poveste de dragoste, din nou. Cred că e suficient să atragi un cititor, spunând un cititor, din masa cititorilor, nu neapărat un cititor care selectează teribil de strict profesionist, după criterii estetice, fizice și așa mai departe, ce vor să citească. Deci, din nou, cred că și faptul că este o poveste de dragoste a atras foarte mulți cititori. Acum vorbesc despre, explic cumva, încerc să explic de ce a avut mare succes și la public. Este o carte clasată pe un fundal istoric teribil de interesant. Se petrece toată povestea în preajma, în timpul și media după cel de-al doilea război mondial, în Paris și într-un sătuc din regiunea Champagne. Succesul ei la critici este, pe de altă parte, foarte îndreptățit, pentru că ea nu doar spune o poveste cu suspans și nu doar mita ei nu este doar să te facă să vezi, să te facă să vrei să vezi ce se întâmplă mai departe, ci folosește niște tehnici narrative, niște tehnici prin care spune povestea, care dau foarte multă adâncime celor povestite și care pun povestea de fiecare dată într-un mod diferit. Se folosește de convenția romanului epistolar. Sunt mai multe scriitori care recompun un fir al unor întâmplări. Se folosește și de convenția manuscrisului găsit, pentru că este vorba de o editoare care într-un moment de cumpăn al vieții ei încearcă să primească scrisori bizare. Spun că e un moment de cumpănă pentru că îi murise mama, pentru că era pe punctul de a se despărți de partenerul ei și pentru că e însărcinată. Și în acest moment începe să primească tot felul de scrisori despre care nu știe dacă îi sunt adresate direct sau îi sunt adresate printr-un accident. Nu știe dacă sunt scrise de un scriitor care vrea să-i atragă atenția ei în calitate de editoare sau dacă sunt într-adevăr niște scrisori care o privesc direct și din care află lucruri despre propriul trecut. Ei, cam asta este schema. Nu vreau să intru în foarte multe detalii pentru că nu vreau să văd ce stric plăcerea de a descoperi povestea, dar revenind la întrebarea de Nisei, cred că acest cuplaj între un subiect, o temă, un loc și un timp, care au potențial de a atrage curiozitatea și interesul cititorilor, cuplate cu niște tehnici
critici narrative, cu o bună cunoaștere a literaturii și a lucrurilor despre care scrie, explică din punctul meu de vedere de ce vorbim despre un fenomen și nu despre un simplu